Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt Paul Gaboridescu și sunt din nou gazda dumneavoastră la această nouă ediție a emisiunii Împreună pentru Natură la Canal 33 România. Hei, și acum ăsta este un subiect verde, după cum vedeți pe tricoul meu, este un subiect tare, tare verde și este un subiect foarte, foarte... De fapt, subiectul nu cred că e controversat. Cred că plantele cu pricina sunt controversate și mai ales utilizarea lor. În sensul că această plantă pe care o știți, e vorba de cannabis, dacă ai întreba un terapeut, ți-ar povesti vreo două săptămâni cu pauze de băut apă. Da? Asta se va întâmpla în seara asta, doar că pe 48 de minute minus 3 reclama. Dacă întrebi un agronom, o să-ți povestească și el vreo două săptămâni, cam cu aceeași intensitate. Dacă întrebi un om al legii despre cannabis, o să-ți povestească cam tot două săptămâni, dar o altă perspectivă. Și acum, câte foruri oficiale, atâtea perspective și până la urmă ce este cannabisul. Și uite așa, din vorbă în vorbă, o să vi-l prezint pe invitatul meu, care este un pasionat al cannabisului și este medic și își pregătește o lucrare de doctorat pe această temă. Între timp ajută tot felul de oameni cu tot felul de probleme de, să zic așa, de funcționare, ca să nu zic de sănătate, de funcționare, să-și intre pe un normal. Deci, bună seara, domnule doctor Valentin Stana. Bine ați venit la noi la Canal 33 România. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați venit. Spuneți-mi odată, ziceți-mi trei vorbe despre dumneavoastră. Cine sunteți? Numele meu este Valentin Stana, sunt un pasionat în acest domeniu de peste 10 ani. De aproximativ 3 ani cochetez cu terapia și am destul de mulți pacienți pe care îi îndrum în această terapie. Implicațiile juridice au fost destul de controversate, astfel încât aș putea spune că legile au evoluat suficient de mult încât să introducă în terapia medicală și această plantă binecunoscută. Mare lucru. Acum să prezentăm și perechea. Cine e cannabisul? Din punct de vedere istoric vă referiți sau? Poate câteva cuvinte ar fi binevenite. Cannabisul este o plantă foarte puțin studiată. Foarte interesant că este foarte puțin studiată. Ea datează de aproximativ 5.000, de acum 5.000 de ani. Primele înscrieri datează în jurul anului 2800 înainte de Hristos. Primul medic care a utilizat cannabisul în 2737, doctorul Shen Nung, în China, evident în regiunile Nepalului, că acolo își are originea. În toată această perioadă, până în zilele noastre, el a fost intens folosit. Pot preciza faptul că după anul 1930, de fapt în anul 1925, a fost interzis la cea de-a doua conferință a opiului din Geneva, dacă nu mă înșel, de către reprezentantul Egiptului. Și după acest an, acest domeniu a fost lăsat deoparte. Cercetarea a încetat, doar câțiva cercetători în mod individual au aprofundat acest domeniu, în rest, pur și simplu s-a lăsat baltă. Și în alte direcții, nu neapărat terapeutice, probabil. Da, 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 în toate direcțiile. Acum, ce se folosește astăzi din cannabis terapeutic? După 1990, aș putea spune că, cel puțin în Statele Unite ale Americii, studiile au reînceput în acest domeniu. Și până în zilele noastre au fost descoperiți peste 80 de cannabinoizi care se găsesc ca și compuși din planta de cannabis. Cei mai importanți fiind cei din categoria psihoactivă și evident ilegali în țara noastră încă și în scop medicinal ar fi tetrahidrocannabinolul, THC-verina, cariofilenul,
Iar din cei nepsihoactivi, aici și aici este foarte interesant de aprofundat, avem cannabidiolul sau CBD-ul, cum este denumit în formă populară. Deci CBD este cel de care vorbim în seara asta și cu care suntem prieteni și legal aici, și în toate felurile. Da. Aici vreau să aprofundăm, pentru că are multiple efecte pe un sistem pe care o să vi-l explic puțin mai târziu. Și acest sistem reglează toate sistemele organismului. Asta este foarte interesant, că putem face tratament cu ulei de CBD pentru multiple afecțiuni. De la cancer, încep la cea mai gravă, cancer, sida, glaucom, până la banala insomnie, diferite tipuri de anxietăți sau boli autoimune. Ca terapia adjuvantă în boli autoimune s-a dovedit foarte, foarte eficientă. Deci oamenii care se tratează cu uleiul ăsta din CDB, CBD. Da. CBD. Așa, nu se apucă și vorbesc singur pe stradă și recită verbe intransitive, aleatorii. Nu, este component, este un cannabinoid din planta de cannabis sativa, extras, trebuie să fie extras foarte atent. Produsul final trebuie să fie fără metale grele, fără niciun fel de contaminări, de niciun fel. Iar acest compus este nepsihoactiv. Asigură o stare de relaxare și aș putea spune aici, ca să vă stârnesc puțin atenția, este cel mai puternic antiinflamator natural. Nu există altul mai puternic. El a fost studiat și a fost clasat ca cel mai puternic antiinflamator natural. Și de aici ne putem da seama de implicațiile terapeutice în diferitele sindrome pe care pacienții le manifestă, mai ales în ziua de astăzi. Și CBD-ul, din CBD-ul ăsta se obțin doar uleiuri sau sunt și prafuri, pilule, capsule, mai știu eu ce, unguente, habar n-am. Sunt, aș putea spune că sunt toate tipurile de produse extrase din CBD. Avem administrarea intradermică, care este cea mai bună administrare, dar este foarte greu de controlat doza terapeutică. Cea mai bună administrare, aș putea spune că este administrarea sublinguală, în care pacientul își dozează sub formă de picături. Evident, medicul trebuie să știe la nivel de miligrame cât conține fiecare picătură, astfel încât tratamentul să fie manageriat într-un sens bun și către vindecare sau către ameliorarea simptomelor. Mai există și produse inhalatorii care au avantajul de a acționa foarte rapid și sunt indicate mai ales în durerile acute, în atacurile de panică acute și așa mai departe. Și există evident și capsule sau sub formă de supozitoare. Am înțeles. Și acum mai împing și eu limita să văd cam până unde țineți. Și nu sunt și plasturi, adică am pus-o... Asta, fac parte din administrarea intradermică. Deci la administrarea intradermică avem plasturi, creme, tincturi sau seruri. Seruri care nu conțin foarte multe, adică foarte multe excipienți din categoria produselor lipidice. Am înțeles. Conțin foarte multe grăsimi. Ok. Deci, din tot ce știe să dea cannabisul, în partea de terapie și în partea legală, că tot trebuie să subliniez treaba asta, dragii mei, nu vă apucați să vă bătați cu ulei CBD, că doar nu o să vă doară încheieturile. În rest, nu se întâmplă mare lucru. Așa. Deci, doar acest extract, acest produs, se folosește în scop terapeutic de la planta de cannabis? În România, da. Dar aș putea spune că acest CBD, acest cannabinoid, este probabil cel mai important cannabinoid cu privire la legislația noastră. Uh-huh. Că mai este și THC-ul, care este implicat în foarte multe procese neoplazice pe care le inhibă. Dar deocamdată vom vorbi doar despre CBD și o să vă spun toate efectele lui și sunt foarte, foarte multe. Adică mult mai multe față de ceilalți cannabinoizi. Și ce ați mai spus, e admis în alte state? Da. Spre folosire? Da, da. De foarte mult timp. De mult mai mult timp ca la noi în țară. Terapii, mă gândesc. Da? Da? Da. Ok. Atunci să ne bucurăm de CBD.
Nu vă spune, da, știu, curiozitatea mea. Acum, ok, discuție academico-științifică, discuție academico-științifică, dar cum vă simțiți când mergeți undeva și vă arată toți cu degetul, uite-l bă, și pe ăla cu verzitura, uite, că ăla, el e cu cannabisul, fii atent. Mamă, era doctorul ăla cu cannabisul. Am avut și manifestări de genul înger și demon în interiorul meu. Pot spune că nu am beneficiat, între ghilimele, de manifestări în sens negativ din partea pacienților, deoarece acest tratament administrat într-un mod corect și atent manageriat, el nu prea are contraindicații. În altă ordine de idei, este foarte greu să greșești. Dacă ești pasionat și dacă știi foarte bine dozajul și evident dacă controlezi foarte bine procesul de extracție. Pentru că noi facem parte dintr-o echipă unde controlăm de la sămânță până la produsul final. Și așa putem spune că avem 100%, aproape 100% rată de succes la pacienți. Cu alte cuvinte, să înțeleg că voi, în colectivul despre care vorbiți, nu doar îl administrați, îl tratați cu el, să zic așa, lecuiți, ci voi îl și cultivați pe individ pe cannabis și voi vă îngrijiți de el cap-coadă, îl extrageți. Da. Ce înseamnă extragere în cazul ăsta? Adică voi extrageți o pulbere și puneți un ulei neutru ca să iasă ce vreți voi? Sau... În niciun caz. Procesul este mult mai complicat. Pe diagonală, nu vrem producători de mâine. Domnul care are fabrica de extracție, probabil i-au trebuit vreo 5 ani să ajungă la nivelul acesta de extracție și pot spune că e un nivel de talie internațională, o calitate excepțională. Procesul de extracție implică prima oară introducerea mugurilor sau substanței vegetale într-un extractor cu CO2 supercritic. Exact așa se numește și folosește... Și în limba română veche ce ar însemna asta? Folosește CO2, un gaz la o temperatură foarte joasă, când este stare solidă. Apoi acel gaz este eliberat asupra materiei vegetale sau mugurilor sau ce introducem noi acolo, care conține evident și CBD. Și acest gaz se combină cu CBD-ul, da? Și va rezulta un gaz împreună cu CBD. Și ulterior mai gazul multe procese de purificare. Da, CBD-ul rămâne. CBD-ul rămâne. Apoi încep procesele de purificare, de renunțare la metale grele, de renunțare la alte lipide, pentru că CBD-ul se extrage la o anumită temperatură. Și e un întreg proces, necesită probabil o aparatură de aproape 1 milion de euro, un spațiu foarte bine igienizat și curățat, la nivel farmaceutic, aș putea spune. Superb! Superb. Da. Și asta se întâmplă în România, toată cultivarea asta? Da. Sau cultivați în Panama? În România, Panama, undeva și lângă București. Undeva lângă București, în județul Giurgiu. Acolo se întâmplă toată magia. Adică, după părerea mea, ăsta e procesul cel mai important. Nu terapia asupra pacienților, ci procesul de extracție. Acesta dă înaltă valoare terapeutică. Da, acum asta e probabil ca un cuțit, adică la un moment dat ai cuțitul foarte ascuțit în mână, în sensul că voi vă faceți treaba, obțineți un produs pur și după aceea trebuie să știi și ce mai tai cu el. Că dacă evident. Îi tai și aorta, s-ar putea să nu fie bine. Da, evident. Fiecare ne facem treaba foarte bine, eu pe partea medicală, domnul cu fabrica pe partea de extracție, domnii în agricultură pe partea de cultivare. Și împreună facem așa o echipă și... Dar plantele astea cresc pe câmp? Da. Ele pot fi cultivate și în câmp deschis și într-un spațiu închis, de tip seră sau indoor și în mod legal. Adică... Asta era următoarea întrebare. Da. Și nu aveți grănice, nu, paznici acolo, lângă probabil câmp. Că sunt, dar nu îi vedem noi. Noi ne ducem, depunem actele la direcția agricolă. Se fac sesizările la toate organele competente. Adică ei fac treaba, ei anunță. Băi, vezi că e o chestie care e și poate să nu prea fie. Am asistat atunci. Acum 2 ani, s-a pus... eu am executat lucrările undeva la Crevedia, la 12 km de București. Cea mai mare fermă de cannabis medicinal din România, 65 de hectare.
Și acolo am putut să observ în detaliu fiecare etapă în procesul acesta. Intern și extern. Exact, exact. Am înțeles. Și nu vă sar locuitorii gardul, mai vin, mai ia cu o frunzuliță, o pun sub pomul de iarnă sau mai știu ce? Deocamdată, mai ales în mediul rural, acest tip de informație încă nu a pătruns foarte mult, ce din bine. Păcate. Ce bine, nu știu. Poate sunt oameni care au crescut în copilărie și acum sunt foarte, foarte în vârstă, care își mai aduc aminte de această plantă. Dar tocmai ce vă povesteam de această pauză între anii 1930 și până aproape de anii 90, a dus la pur și simplu abolirea informativă în privința cannabisului medicinal. Păi cam așa a făcut și Moise. Și a plimbat poporul până deșert, până s-au schimbat generațiile. Da, da. Și atunci cu ce a rămas mai curățel, așa, s-a dus înapoi. Bun. Și acum întrebarea una dintre ele. În România, care e istoria lui? S-a cunoscut tot așa de acum 2600, de acum 5000 de ani, din 2600 înaintea erei noastre? Sau în România, care e istoria? În România s-a studiat foarte mult în perioada comunistă, mai ales când România a fost sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. S-au făcut studii intense, nu știu dacă sunt toate date publicității, eu am fost un temerar în căutarea acestor informații și am descoperit foarte multe chestiuni din acest domeniu. Aveam la un moment dat și foarte multe soiuri recunoscute la nivel internațional, atât din domeniul ăsta de cannabis medicinal, cât și domeniul de cannabis tehnic, pentru diferite fibre, țesături, care sunt extraordinar de rezistente și elastice. Actualmente, sau mai aproape de perioada în care trăim noi, aș putea spune că domnul Valeriu Tabără a făcut un lobby extraordinar acestui domeniu și chiar cred că, dacă nu mă înșel, dânsul a reușit să avizeze încă 2 sau 3 soiuri din partea noastră, din partea României. Ok, deci practic România în istorie a avut treabă de a face, a avut legătură cu cannabisul? Da. Bun, dar e acum... o părere de-a mea, mă scuzați că vă întrerup. Da, vă rog. Dar eu sunt de părere că pe vremea aceea românii studiau cam tot. Nu exista o chestiune făcută în Europa pe care ei să nu importe și să o studieze. Evident, nu era dată populației, dar am descoperit cu stupoare că inclusiv această parte de CBD era cumva studiată în mod activ. Nu mă mai miră mare lucru și vă zic de ce. La un moment dat a ajuns la mine informația că undeva, într-un mediu bisericesc, dar legat și de primele școli din România, eu... arhivă de carte impresionantă, peste 10.000 de titluri, de volume. Și acolo, scrisă de un tip din Timișoara, oare? Era o carte despre macrobiotică, care se chema Macrobiotica și care mergea pe la secolul 18-19. Carte după care se învăța la școală, la școala de medici. Dar se învăța la școală. De aia nu mai miră și continuitatea asta face bine. Aveam sisteme de cercetare, de învățământ forte. Într-adevăr, populația poate nu trăia bine. Eu nu sunt un comunist convins, sunt un admirator al acelei perioade, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere industrial, eram o forță. Ok. Pentru după pauză, vă arunc numai o întrebare pe care aș vrea să o reluăm. Și cum ați acoperit voi pauza asta, dacă probabil multe din informații s-au pierdut, diluat, distrus, ascuns, înstrăinat și așa mai departe? Cum ați acoperit voi această pauză din 1930 până în 1990, iacătă-s 60 de ani? Dragii mei, ne vedem în 3 minute după o pauză de publicitate.
Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu îți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mi, liniuță, TH. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fie aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Bine ați revenit după această scurtă pauză publicitară la emisiunea minunată care vorbește despre cannabis. Cu cine? Cu un pasionat al domeniului și cu un medic care și aplică toate cele pe care le auziți aici, respectiv doctorul Valentin Stana. Haideți să continuăm cu întrebarea pe care i-am sugerat-o, i-am dat-o ca temă de casă înainte de pauză, și anume, între 1930, când a fost interzis cannabisul, și 1990, aproximativ anii, în care a revenit în, să zicem, actualitate și utilizare, în actualitatea practică. Cum au recuperat ei toate datele? Cum au reușit să le mai pună cap la cap? E greu să te apuci după 2 ani de ceva, dar aminte după 60. Evident că s-a apelat la arhivele naționale. Ceea ce a lipsit din arhivele naționale, părerea mea, nu știu sigur, sigur a fost completat din literatura străină și mai ales din America, pentru că americanii sunt destul de înaintați în acest, cu cercetarea în acest domeniu, canadienii la fel, avem și țări din Europa foarte, foarte dezvoltate în acest domeniu, pot menționa Lituania, Slovacia, Germania, care recent acordă foarte mare atenție cannabisului medicinal, în special cannabidiolului, CBD-ului acesta. Poți să mi-l pun în ghivece acasă? Da.
Și da. nu mă vânează legea. Mergeți la o direcție agricolă, vă faceți toate actele necesare și nu vă vânează deci nimeni. Deci pot să pun un ghiveci acolo, dar trebuie să anunț pe toată lumea. Trebuie o sămânță certificată care să nu conțină THC, adică acea plantă în procesul ei de dezvoltare până la final, ea este programată genetic să nu producă THC. Iar ulterior, în procesul de extracție, se elimină THC, în cazul în care planta respectivă a secretat mai mult de 0,2% cât este legal, se extrage acel THC și se... Am înțeles. Păi nu, zic, ghiveci, nu știu, dacă mănâncă pisica, moare? Nu, nu. Este foarte puțin probabil să mănânce pisica, pentru că după cam 3 săptămâni de vegetație, iar se poate apăra singură. Secretă acel miros, acea rășină, pe care noi o folosim să tratăm pacienții, evident, și se apără de majoritatea dăunătorilor, inclusiv de țânțari. Este un aspect pe care eu vreau să-l precizez aici, că sunt și un iubitor al agriculturii. Familia mea face agricultură de mulți ani, peste 15 ani, și pot spune că în zonele unde mai crește cânepă sălbatică, nu există țânțari. Nu suntem atacați de țânțari. Am observat chestia asta. Foarte tare. Și... avem un șir de emisiuni cu cei de la agronomie, de la horticultură, pe tema permacultură. Okay. Și la un moment dat au fost două emisiuni pe tema asta, cu care plantă se încumetrește și care se potrivește cu care, care se suportă și care nu prea se suportă, se calcă pe bătături sau chiar își trag coată. Cannabisul are plante cu care se înțelege bine sau el vrea să fie singur pe moșie? Și face ce trebuie pentru asta. Nu știu cum să vă răspund la întrebare. O să vă răspund în felul următor. Cannabisul nu are contracandidat în procesul de vegetație. În sensul că cannabisul nu este deranjat de nicio plantă, dar în cazul în care el este cultivat pe un teren care este prost lucrat sau îmburuienat, el va ajunge primul în vegetație. Adică va ajunge deasupra tuturor plantelor. Chiar dacă acele plante au o lună în fața o lună în ciclu vegetativ în fața cannabisului. Deci crește foarte, foarte repede. Și crește cu atât mai repede într-un mediu în care se simte că trebuie să acapareze. Ok. Și el șade mai mulți ani acolo sau trebuie să-l pun ca pe grâu? Da, se pune anual. Deci se pune anual. Da, cu condiția ca odată la 2 ani să se schimbe acea suprafață, pentru că nu se cultivă mai mult de 2 ani pe solul respectiv, din mai multe considerente. Se dezvoltă anumite boli sau se fixează în sol anumiți agenți patogeni, anumite insecte, fungi și așa mai departe. Asta într-o ordine de idei. Într-o altă ordine de idei, sărăcește foarte mult solul de anumite minerale și trebuie lăsat încă 2 ani ca să-și revină. Și solul ăla rămâne purjol sau poți să-l mai folosești la ceva? El poate fi folosit, poate fi introdus în rotația culturilor, așa cum regăsim în cadrul schemei APIA, fără niciun fel de problemă. Adică solul nu va suferi, doar că după 2 ani nu vom mai obține o cultură atât de potentă, viabilă, pentru că este foarte important ca planta să crească sănătos. Planta se manifestă exact cum se manifestă organismul uman. Organismul uman se modifică în stările de stres. Când suferă avalanșe de hormoni de stres, precum cortizol, adrenalină, noradrenalină, așa și planta se manifestă dacă are parte de condiții mai grele și așa mai departe. Și rezultă un produs poate neconform și nu-l vom putea folosi. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că înființarea culturii nu este una foarte ieftină. Și bănuiesc că nici ușor, că trebuie o leacă de cunoaștere să știi ce faci acolo. Evident. Ok, acum știm că ciclul lunar este extrem de important pentru tot ce înseamnă viață pe pământ. Da? Și sunt, de exemplu, unii care ei recoltează lemnul pentru făcut cabane bună oară, okay, numai la luna în scădere, în a nu știu câta zi și vin din unghiul ăla cu unghiera numărul 5 și așa mai departe. Adică sunt foarte multe detalii legate de momentul însămânțării și mai ales poate al recoltării. La voi se aplică treaba asta? Deci voi culegeți numai pe lună plină cu lupii lângă sau
Nu e neapărat un criteriu. Nu e neapărat un criteriu, se urmărește foarte atent ciclul vegetativ. Acesta are două părți, este un ciclu vegetativ de dezvoltare a plantei, în care se dezvoltă ramificațiile, da? Deci se dezvoltă planta împreună cu ramificațiile ei, iar apoi avem un ciclu de înflorire, când se nasc florile din care extragem acest CBD. Și momentul recoltării este unul ales de specialistul în cauză, adică cel care urmărește cultura. Pentru că nu este un moment ca la grâu, exact cum a spus mai devreme. Adică în momentul când avem o umiditate adecvată, se scutură acel spic sau și așa mai departe. La planta de cannabis este foarte important să o recoltăm când inflorescența tânără este în perioada optimă de expansiune. Și atenție, am spus inflorescență tânără, deci nu este inflorescență matură. Planta de cannabis medicinal va fi recoltată înaintea terminării ciclului de viață. Am înțeles. Deci nu lăsa să piară natural sau să usuce sau mai cum e floarea soarelui, că până nu e uscată. Nu, pentru că vor vira foarte mult concentrațiile de cannabinoizi în detrimentul CBD-ului, că pentru că noi urmărim cannabidiol. Am înțeles. Și n-am auzit niciodată de mierea de cannabis. Eu am auzit, am și încercat. Există? Este extraordinar, da. Și sunt supraviețuitori? Sunt supraviețuitori și pot spune că am studiat și efectul pe care îl are asupra stupului și se manifestă cu până la 40% mai puțină mortalitate la albine. Datorită faptului că ele cară acel polen de pe planta de cannabis și realizează o miere, evident, combinată cu CBD. Foarte tare. Ok, și dacă a zis că nu prea sunt țânțar pe acolo, albinele intră în alt spectru de interacțiune cu planta cannabis? Da, albinele sunt prietene. Adică ele sunt tolerate? Da. Pentru că, până la urmă, albinele nu dăunează. Albine asigură polenizarea. Da, Albert Einstein a spus că dacă nu mai avem albine pe pământ, rasa umană o să piară. Da, dădea un orizont de 3 ani. Da. Deci ele sunt prieteni. Eu v-am povestit acea situație când mergeam noi la câmp și în zonele, stăteam lângă tufele de cannabis din ăsta, se numește ruderalis, cannabis sălbatic, ca să zicem așa, și acolo, într-adevăr, nu erau țânțări. Și era o oază de relaxare pentru noi, pentru că în rest eram victime. Deci există și varianta sălbatică de la planta pe care o spuneți? Da, există trei soiuri, cannabis indica, cannabis sativa și cannabis ruderalis. De fapt, toate aceste soiuri medicinale sunt rezultate prin încrucișarea acestor trei soiuri, mai ales cannabis sativa cu ruderalis, pentru a scădea perioada de vegetație. Pentru că cannabis indica și sativa au o perioadă foarte lungă de vegetație și nu am putea să o cultivăm în zone precum Europa sau în zone cu mai puțină căldură. Și plantele sunt pretențioase, vor neapărat pe lunca Dunării, vor la malul Oltului cu fluieraj de fac mult ce cu drag? Sau... Nu, plantele sunt extraordinar de rezistente, am rămas chiar uimit. Mă așteptam ca în urma acestei intervenții genetice pentru a secreta mai mult CBD să fie mai sensibile. Dar din contră au crescut foarte, foarte bine și foarte sănătos și fără niciun fel de probleme. Deci plantele astea din care voi scoateți ce scoateți, ele sunt modificate genetic sau sunt selecționate și nu ele sunt hibridizate în mod natural. Deci sunt adică, hibridizate, da. Nu sunt modificate nu, genetic. Nu. Sunt hibridizate în mod natural. Adică se aduc două soiuri în apropiere, un mascul, o femelă, rezultă o fecundare, ulterior rezultă niște semințe, aceste semințe sunt selectate pe diferite criterii, sunt cultivate, generațiile de masculi și femele sunt selectate și sunt utilizate în scopurile adecvate. Ok. Aș vrea să mă întorc puțin la epoca lui Ceaușescu.
Ziceți că cercetările au continuat fiind chiar duse la niște, știu, într-un domeniu al performanței. Da. Voi sau alții ca voi ați avut sau aveți acces la acele rezultate ale cercetărilor? Din păcate nu. Sunt foarte puține rezultate date publicității sau accesibile poate unui om mai capabil în domeniul acesta, în căutările pe internet, dar din păcate aceste rezultate nu prea sunt accesibile. Păi și nu știu, acum îmi pare rău că nu-i domnul Peticil aici, că era interesant de întrebat dacă ei au din rezultatele astea la Universitatea de Agronomie din București sau dacă sigur sunt colegii lor. Da. Sau Academia nu are un răftuleț mic acolo de 1.5 pe 1.5 de curte. Acel răftuleț există cu siguranță. Eu vorbeam din perspectiva faptului că cred că undeva la 30-40% din rezultate sunt date publicități. Dar ele ar trebui să mai este pe undeva. Sigur există. Deci da. Pot fi și găsite de voi. E foarte greu pentru... Și autorizat le cereți. Pentru un cetățean să aibă acces. Da, dar voi nu sunteți cetățeni, voi nu sunteți Gabor, care e inginer mecanic și se apucă să-și facă CBD de mâine în dormitor. Voi mergeți să cereți ce... Până la urmă, oamenii au muncit ca cineva din țara asta să poată profita în speță poporul prin... niște pasionați. Ar fi extraordinar să avem și mai multă informație și mai ales din partea statului român. Statul român nu o să vă dea nimic. Voi trebuie să mergeți să cereți. Că statul o să român încercăm. Nu prea. N-am dar avut, el știe să ia, dar nu prea. N-am avut mai... aceste idei de aprofundare în domeniul ăsta de căutare a informațiilor de origine românească. Mergem și ne uităm peste gard când de multe ori s-ar putea să avem în țară tot ce sau mult din ce ne-ar fi de folos. Cu siguranță. Ok. Ca o concluzie intermediară, mai avem încă 10 minute din momentul ăsta. Cannabisul pentru oameni e mumă sau ciumă? Dacă vorbim din perspectiva medicală, este mai mult decât mumă. Dacă vorbim din perspectiva recreațională, și știm foarte bine, și spectatorii sau parte parte din ei știu despre ce vorbesc, este ciumă. Cannabisul, el trebuie îndeaproape perfecționat, atât pe timpul culturii, cât și pe timpul extragerii, și trebuie să aibă parte de niște oameni pasionați de domeniu, pentru ca rezultatul să fie benefic. Adică eu am asistat, evident, am îndrumat niște pacienți cu afecțiuni foarte grave. La început, în mod experimental, pur și simplu vă spun că nu, ca orice român, ca să spun așa, nu credeam în acest tratament. Și am observat că pacienți cu afecțiuni grave, cancere avansate, să își găsească în foarte mult timp, evident, 8-12 luni de tratament, dar și-au găsit cumva vindecarea, dar nu prin acest tratament. Acesta este doar o terapie adjuvantă. Ei au făcut și chimioterapie, adică au urmărit calea normală medicală. Da. Dar în combinație, deci chimioterapia, ca să spun așa într-o cuvânt, în combinație cu uleiul de CBD, pot spune că uleiul de CBD reduce efectele acelea nocive ale chimioterapiei, de tip vomă, greață, timp de o săptămână sau și așa mai departe, dar și mărește acțiunea chimioterapiei. Și chestia asta s-a studiat acum foarte puțin timp, cred că nu sunt 6 luni, 8 luni, într-un studiu. O să ți-l trimit și este foarte interesant. Mi-ar plăcea să-l adică mărește capacitatea de reacție a organismului în fața chimioterapiei. Și chimioterapia este mai eficientă și mai precisă. Și mai avem puțin distructivă, să zic așa. Exact. Avem mai puține celule moarte, mai puține efecte adverse. Mult mai bine controlată. Vă mai tot povesteam aici, dragii mei, de Yumeiho. Da, și probabil că sunt mai multe terapii manuale de genul ăsta în care, să zicem, cu o ședință, să zicem, ar fi o oră și, cum să zic, frăgezirea, relaxarea persoanei e probabil
50 de minute, din care total cumulat al procedurilor care se aplică poate pe parcursul orei sale, dar mai ales spre sfârșit, o fi maxim 10. Aș paria pe mai puțin. În sensul că dacă ai un corp relaxat, atunci cu el poți să lucrezi altfel, e legată să primească altfel, exact. E legată să reacționeze altfel. Se leagă efectele de relaxare, de cum să zic, de deschiderea ființei, a corpului, să zic, fizic și probabil nu numai, pentru a primi aceste lucruri și a nu se mai opune, ceea ce de fapt creează suferința? Da, da. Pentru că, în principal, cannabidiolul acționează pe un sistem, probabil cel mai mare sistem al organismului, de fapt cel mai mare sistem al organismului, se numește sistemul endocannabinoid. Un sistem atât de mare și atât de puțin cercetat. Sistemul endocannabinoid. Deci așa, este un sistem... sistemul, eu am așa ceva? Da. Că sunt foarte academic ce spuneți. Deci este un sistem prezent la toate mamiferele, inclusiv om. Și acesta este un sistem complex care cuprinde foarte mulți receptori în toate organele și sistemele adiacente corpului și participă în homeostazia organismului. Homeostazie înseamnă o constantă de reglare a organismului. El poate să fie reglat la un nivel superior în momentul când dăm un examen, în momentul când avem o probă teoretică sau așa, sau, și așa mai departe, sau poate fi reglat într-o stare de presomn. Când suntem în fața televizorului sau urmează să adormim. Atunci tot o homeostazie avem la nivelul organismului, dar la alte constante. Da. Și asta o face planta plus intenția, să zic, pacient generic, sau o faceți voi prin dozare? Ce vrei aici să faci? Moșu, vreau să iau și eu examenul ăsta, să rămân. Am învățat 2 ore și nu știu ce să fac cu el. Bine, uite, ia și tu 3 lingurițe de astea. Da? Și altul, dacă vrea să dorme, dai 5 sau chestii de astea. Da, deci da. E cine? Planta face asta plus pacientul sau voi? Aici și pacientul și planta, dar voi care dozați, da, în funcție de ce declară. Da, aici depinde de... Deci în această chestiune depinde strict de medic. Pentru că există o regulă în engleză, start low and go slow, în cazul uleiului de CBD. Acesta activează sistemul endocannabinoid și în funcție de efectele pe care vrem să le manifestăm asupra anumitor afecțiuni ale pacienților și în funcție de durata, evident, a tratamentului, putem să aducem pacientul la o stare inițială de sănătate. Că sănătatea, până la urmă, asta înseamnă o balanță între procesele fiziologice de reglare ale organismului. Putem să vorbim în cazul sistemului endocrin, avem un foarte mare efect de reglare. Și acesta se observă în principal, am observat la femei, cu reglarea menstruației, cu reglarea somnului, evident, pentru că ele sunt cele mai vocale din viața noastră. Și sunt cele mai importante. Noi evident. Suntem, pe bune, noi suntem la sprijin. Acum, let's face it, asta e. Îmi place că recunoaștem. Am recunoscut întotdeauna. Sistemul ăsta endocannabinoid, am zis bine? Da. Am 10, măcar pentru pronunție. Da, ok. Așa. El există, este activ sau trebuie zgâlțit o leacă să-și aducă aminte că e acolo? El există, se activează și în alte cazuri în afara terapiei cu uleiul de CBD sau alți cannabinoizi. El participă la foarte multe funcții, în special din acestea de reglare. Trebuie activat în momentul când pacienții suferă. De fapt, aceste suferințe sunt efecte ale inactivării sistemului endocannabinoid. Asta trebuie să înțelegem. Acel sistem, în momentul când devine inactiv, înseamnă că acționăm cu foarte mult stres, cu foarte mulți hormoni, cu foarte multe substanțe toxice, sistemul se inactivează, receptorii se scad ca și număr și noi trebuie să intervenim, să-l reactivăm și să aducem organismul la o stare de sănătate. Care e cel mai longeviv cultivator de cannabis? Adică pentru ăștia care sunt aproape de el, are și efecte secundare, a trăit vreo 140 de ani sau mai știu eu, conducea la 120.
Nu știu. Chiar nu știu să vă răspund din... Ar fi interesant, că la un moment dat am povestit... Adică aș putea să vă răspund, mi-am adus aminte de o persoană cu cetățenie chineză care a trăit 113 ani. Și știu că a consumat foarte mult ulei de CBD. Ok. Ca și să punctez la întrebarea dumneavoastră. Dar nu că era la bătaie cu mierea, că se pare că cei care cultivă mierea sunt la bătaie ca și longevitate cu dirijorii de orchestră. Am înțeles. Da? Abordări diferite, perspective diferite, dar efectul același de tonifiere și de... Și stilul de viață trebuie precizat aici. Sigur, destul da. De lejer. Sigur, da. Acum, mai avem încă vreo 3 minute jumate. Ce simte unul că, uite, pentru nasolii, media s-a îngrijit, fără să țină cont câte programări face și cât rău face, în a livra tot felul de detalii, da, referitor la virusul ăsta cu 19 în coadă, și prima dată scurge nasul și după aceea pe mâna stângă, după aceea pe ureche, după aceea se face rău în felul ăsta, și sunt unii care au ascultat foarte atenți radio și care nu s-au lăsat duși din spital până n-au parcurs toate etapele pe care le-au învățat ei la telejurnal. Okay. Acum, hai să facem și bine. Ce pățește un om când ia ulei de CBD? Deci, în momentul când unui pacient iese administrat ulei de CBD, se activează acest sistem endocannabinoid. Nu să intru foarte mult în detaliu, ca să nu vă plictisesc. Dar așa în mare, cam într-o săptămână, acel pacient va manifesta o stare de relaxare, o stare de o mai bună concentrare, mai bune rezultate din punct de vedere individual sau colectiv, o mai bună colaborare cu colegii, un somn mult mai adânc și mult mai odihnitor. Acest sistem endocannabinoid funcționează și pe timpul nopții, când noi suntem în timpul somnului, și el atunci pot spune că își manifestă cea mai mare valoare terapeutică din punct de vedere medical. Doamne, am o burtică. Ok. De la nemișcare, de la probabil prea multă apă minerală, că alcool nu beau. Scap de ea? Nu. Terapia cu... Adică tot ce am povestit noi aici degeaba, adică nu pot să ajung și eu ca și Ken? Haideți să vă răspund, să nu vă răspund așa dur, puteți să scăpați de ea, dar în cazul în care combinați terapia cu ulei de CBD și cu un stil de viață normal. Atenție, spun normal, nu hipersănătos. Normal, adică 3 mese pe zi, 2-3 zile pe săptămână carne, adică să nu mâncăm în fiecare zi sau de 3 ori pe zi carne, pentru că la un moment dat o să întâmpinăm mari probleme. Iar această terapie trebuie neapărat și în cazul pacienților grav afectați, cu cancer, cu SIDA, cu foarte multe sindrome din acestea sau boli autoimune. Și în cazul acestor pacienți este necesar să-și ducă o viață normală. Și atunci ei trebuie să țină un echilibru între toate aceste aspecte. Da. Și îi ajută foarte mult, acest ulei îi ajută pentru că îi normalizează în concepții, în alegeri. Se va manifesta acest efect de a renunța cumva, ușor, ușor, la adică fast food. Adică este holistic. Da. Deja suntem prieteni. Da. Domnule doctor Valentin Stana, mulțumesc mult de tot pentru toate cele pe care le-am auzit. Iar voi, dragii mei, păbură, poate ați știut, poate n-ați știut, dar acum știți și nu puteți să mai spuneți că nu știți. Ascultați, mai citiți și veți ști cu siguranță. Că o fi bine, că o fi rău, eu cred că doar este. Este doar o altă ușă deschisă pentru voi să cercetați. Sunt Paul Gaborilescu și vă doresc o seară minunată. Ne vedem peste o săptămână la emisiunea Împreună pentru Natură. Până atunci vă las pe mâna colegilor de la Canal 33 România. Mulțumesc regiei, vă mulțumesc vouă și mulțumesc domnule doctor. Bună seara!